Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Nu prea mă văd pe web, dar n-are nicio importanță. Ideea este așa, m-am trezit că m-am menționat care va pe Discord și văd asta. Ok, chestii spre colo, nimic interesant. Dar mi se pare că am cunoscut thumbnail-ul ăsta. Hai să vedem. Ce treabă ar trebui să fie? Bam, bam, bam. Așa că da, titlul e pe bune, am apărut la știri. Mă rog, n-am apărut, eu dau folosit thumbnail-ul ăsta cu mine. Bă, deci... Am mai făcut uri cu colo, am făcut mai multe clipuri. Bă, pe ăsta l-am luat pe cel mai nepotrivit într mai mult apar de două ori decât asta subiectul. Dar oricum e un thumbnail bun, deci, de la fost. Hai să vedem ce dracu zic ăștia. Vreau că asta crează ce reclamă asta, deci. Scandal vloggerul amenințat cu o... Ai Hai acum ar să zic de bine, ia să vedem. Pe 3 iulie... 2020, ce bolan alias Colo a fost amenințat public de un alt o vlogger pe numărul 66 pentru faptul că vloggerul video zică că... Ce mă, am înțeles, am înțeles, e, e ceva mișto ăsta, e un prank, am înțeles, e fake, dar e miștorul articolul, deci pe 3 iulie Alexandru Alescu a fost amenințat public, a amenințat public un alt vlogger, mamă cum e asta, deci stați așa că sunt prea uu, emoționat aici ca a, a, a știri. Deci, pe 3 iulie 2020, Alexandru Bălan alias Colo a public un alt vlogger, eu nu sunt vlogger, pe, num, pe nume Ovidiu 6 pe care l-a scris greșit. Pentru faptul că vloggerul o video a faptul că pedofile și violul sunt două lucruri ilegale acestea, <laughs> Nervândul graf Alexandru Bălan, pedofilia ar trebui legalizată. Dacă eu vreau să o violez, până ar trebui să fiu susținut și iar plăcea priza vloggerul Colo într-un interviu. Vai Deca, bă, îmi place, mișto, mișto, prank, deci să înțeleg că ăsta e create a prank. Mamă, ce tare, mă, ce prank mi-am luat. Deci ăsta e ca să fac prankuri. uri Breaking news, genial, genial. Bă, prima dată am crezut că e pe bune, după am văzut chestia aia cu prank acolo, hai să dau Da. Uh, o farsă bună, ce să zic. Am apărut la știri, în ghidimele, mișto prank. Uh, o să fac niște prank cu chestia asta. Aș putea face niște clickbait-uri ca lumea.